Cinstiți părinți, coliturghisitori, prea iubiți și dragi într-un Hristos, frați și surori creștine, astăzi biserica noastră drepmăritoare consemnează evenimentul biblic prin care omul este reimplicat în planul lui Dumnezeu cel din viață. Odată cu căderea protopărinților noștri Adam și Eva, omenirea întreagă era sortită spre pieire, deoarece păcatul lor al neascultării, al mândriei, al neînfrânării și implicit al nepocăinții a făcut ca între om și Creator să fie edificat un zid despărțitor. Iar Fecioara Maria, Eva cea nouă, a făcut ca prin smerenia ei, prin deplina sa ascultare față de Tatăl Ceresc, să acopere această gamă de păcate ale protopărinților noștri. Iar întreaga dumnezeiască trăime o implică pe această fecioară curată și smerită din Nazaretul Galilei pentru a fi corelantă, pentru a lucra de comun cu dumnezeirea întreagă mântuirea neamului omenesc. Îngerul Domnului a venit la acea fecioară și i-a vestit: bucură-te cea plină de dar! Binecuvântată ești între femei! Domnul este cu tine! Însă Fecioara Maria nu a înțeles rostul și semnificația acestor glăsuiri arhanghelicești. Și a rostit de unde vine această înclinare. Și Îngerul răspunzându-i a zis: ai aflat ca înaintea lui Dumnezeu. Și a continuat: Duhul Sfânt va fi peste tine și puterea celui preanal te va umbri. Iar Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu, este. Deci vedem aici, iubiți credincioși, prin aceste cuvinte ale Arhanghelului, întreaga lucrare a dumnezeieștii trăiri. Și Fecioara Maria, necârtind, a arătat smerenia și ascultarea desăvârșită. Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Acest dialog al Fecioarei din Nazaret cu Îngerul Gabriel arată fundamentul scripturistic și doctrinar al Bisericii noastre de cinstire a Fecioarei Maria. Și nu mai pot fi contestate toate alăutile și întreaga cinstire ce o acordăm noi Maicii Domnului de către pseudo-râvnitorii, de către neoprotestanți, pentru că și Elisabeta, verișoara Mariei, atunci când a fost vizitată de aceasta, nu a zis: de unde mie aceasta să vină verișoara mea la mine, ci a exclamat: de unde mie aceasta ca să vină Maica Domnului meu la mine. Elisabeta a fost prima care a formulat această rostire
această adresare către Fecioara Maria, Maica Domnului meu. Iar de atunci, Maica Domnului a preluat în grija sa întreg neamul umenesc. Iubiți credincioși, astăzi Biserica cinstește sărbătoarea mariologică cea mai veche. Buna Vestirea Maicii Domnului este cea mai timpurie sărbătoare consacrate Născătoare de Dumnezeu. Cea care a avut implicare directă prin voia Proneatorului la actul de răscumpărare, la actul de reîmpătare a omului cu Dumnezeu. În această zi binecuvântată, iubiți credincioși, vă rog să primiți și mesajul părintesc de binecuvântare și de felicitare al înalt preasfințitului nostru părinte și mitropolit Vladimir, care vă dorește tot binele, iar sărbătoarea domnească a Bunei Vestiri să vă fie prilej de bucurie, de pace, de împăcare și de luminare în Duhul Sfânt. Amin.